A venit deja și dincolo de ce se întâmplă în fotbal, hai să vedem ce se mai întâmplă cu doamna Sorina Pintea. Ați văzut imaginile de acum două seri, da, la televizor, doamna Pintea adusă din arest la o policlinică a Ministerului de Interne, da, cred că asta era, și ea are o boală destul de complicată, nu intru în detalii aici, i s-a făcut rău seara, spune a vrut să vadă un medic. Și okay. A ajuns la medic încătușată prin fața camerelor de televiziune. Adică acele camere o și așteptau acolo. Vă mărțișor? Lucrul ăsta a deranjat pe foarte multă lume pentru că se naște un semn de întrebare. Primul semn de întrebare, de ce erau televiziunile acolo? Adică în mod obișnuit... În mod obișnuit stă o televiziune... în fața unei policlinici a Ministerului de Interne, bănuind că un arestat va fi adus la un moment dat acolo? Nici vorbă, nu. N-au venit întâmplător. Deci n-au atâta timp de pierdut. Deci au venit ca să filmeze. Au venit ca să asigure un spectacol și ca spectacol al degraderii, adevărat, dar un spectacol. Pe mine nu mă miră lucrul ăsta. Și ca să pună niște întrebări, de exemplu, sunteți Ador Mita? Mită? Da, e o imagine, o memă care circulă. Știu. Cred că a plecat de la Nicolae Constantin Munteanu, că eu l-am văzut-o prima dată. Povestea asta, da. Nu știu exact. Am văzut-o circulată din rândurile unor medici, da. Eu mi-explic lucrurile astea, nu sunt noutăți, sunt lucruri la care nu consimt, ca să zic așa. Deci mie îmi displac poveștile astea, dar am explicații pentru ele. Noi avem deja și o tradiție în duritatea televiziunilor, să ne aducem aminte de povestea cu pilotul, da? Care a murit în accident la Baia Mare și niște băieți de la un post de televiziune s-au dus acasă la soție în direct, atenție. Și au spus, știți ceva de soțul nostru? E plecat la Baia Mare. Nu mai e. Era folosită și la jurnalism. După ce se întâmplă așa ceva, faptul că Sorina Pintea este așteptată, pândită, ca să fie arătată cu cătușe întregii lumi, nu mi se mai pare o grozăvie. Repet, eu dezaprob povestea asta, mi-o explic din mai multe puncte de vedere. Unu, actul de justiție... în mintea noastră, are valabilitate dacă e public. Asta înseamnă mahalagizarea justiției, dar să ne amintim că în vechime execuțiile aveau loc în piața publică și călău ridica capul condamnatului ca să-l vadă și aia care nu erau în primele rânduri. Și atunci gloata era satisfăcută, cursese sânge, pe de-o parte. Pe de altă parte, forma asta de expunere a unui om care încă n-a fost dovedit vinovat, atenție, dă satisfacție morală, să spunem, deși cuvântul e impropriu, celor care sunt cinstiți și care măcar au atâta răzbunare. Se simt și ei răcoriți cumva. Câtă lume nu l-ar vrea pe Ion Iliescu măcar o zi cu cătușe la mâini. Mă număr printre cei care l-ar vrea. Dar n-aș vrea să-l văd la televizor. Aș vrea să-l știu acolo. Câți n-ar paria și câți n-ar plăti ca să aibă un fel de Big Brother, un fel de cameră video care să-l observe pe deținut sau pe condamnat 24 de ore pe zi, că e vorba de Liviu Dragnea sau altă sumitate politică. Pe urmă mai e ceva, dacă nu vezi cu ochii tăi niște cătușe, ai sentimentul că actul de justiție n-a existat. Trebuie să-l vezi cu ochii tăi și să urli este, da? Da, să pipăi mai să urli este. Decât atât, adică forțez o comparație. Există prezumția de nevinovăție, dar n-ar trebui să existe și o prezumție de consecințe. De ce se victimizează cei care apar cu cătușe? De ce zic, vai, să nu mă vadă lumea cu cătușe? Sunt niște consecințe. Asta e altceva, sigur. A faptelor altceva, tale, adică până la urmă ai făcut ceva, nu? E ca povestea asta cu, nu mai știu cine, Mihai Stoica, mi se pare, care era de plâns că are soție și copil. Da, sigur li se alterează imaginea, nu? Avea și înainte și soție și copil, și înainte să comită o faptă reprobabilă. Deci nu i-au venit pe parcurs. Dar asta este explicația pe care o dau eu acestei povești cu cătușele. Omul se bucură, omul care se știe cinstit, se știe curat,
se bucură când vede sau aud un zornăi de cătușe sau vede cătușele de adevărate, pentru că înseamnă că în sfârșit ăla rău a pățit-o. Mai spun o dată pentru a mia oară vorba lui Montaigne. Fericirea este suma nenorocirilor de care n-ai avut parte. Ei, sunt mulți oameni care aici își găsesc fericirea, care n-au acces la ea altfel și care se răcoresc, ăsta este cuvântul, când toți văd pe cineva bănuit, da, bănuit. Toți se răcoresc, e așa, dar și exact, persoana respectivă tot la Cosma răcoare. Răcoare și Cosma la răcoare. Exact. Mulțumim, Radu. Rămânem cu Radu Paraschivescu, trecem la gramatică după știri. DGFM.